Bună, sunt Cristi, sunt manager de resurse umane la Euroluc Trans Suceava. Activitatea mea de zi cu zi este axată în mod special pe interviuri telefonice și personale cu cei doritori să se angajeze la noi, supravegherea personalului atât din birou cât și din afară. Răspund chiar și la pagina de Facebook, la diverse interpelări pe care mi le adresează vizitatorii noștri de acolo. Este o activitate frumoasă, asta este o provocare pentru mine. Este un domeniu în care activez de aproximativ 2 ani. Eu consider că este un departament foarte important dintr-o firmă, pentru că este cartea noastră de vizită. Practic aici ai legătură prima dată cu firma Euroluc Trans. Aici încercăm să le expunem viitorilor noștri colegi ce găsesc nou aici la noi, cu ce putem să-i atragem. Suntem aproape de ei, discuția cu ei nu se rezumă numai la interviu. După ce pleacă pe comunitate, sunt consiliați, sunt ajutați, sunt chiar și sprijiniți în problemele lor personale, pentru că suntem oameni și astea sunt zi de zi apar în viața oamenilor și atunci suntem aproape de ei. Încercăm în măsura în care se poate și depinde de noi să-i ajutăm. Pe de altă parte, întâmpinăm probleme mari cu recrutarea personalului, pentru că nu mai există acele școli de specialitate unde sunt pregătiți acești șoferi. De multe ori suntem nevoiți să le oferim noi o perioadă de inițiere în care să învățăm tot felul de detalii. Conducerea unui camion de 40 de tone nu este chiar ușoară. Necesită îndemânare, necesită un pic de perspicacitate, trebuie să știi în permanență să păstrezi legătura cu dispecerul, astfel încât marfa să ajungă la data stabilită, la ora stabilită și în perfectă stare acolo unde ea trebuie să ajungă. Sper ca de la un an la altul firma să crească pe baze mai mari, mai solide, mai trainice și la toate acestea participăm și noi, cei de aici din birou, dar și colegii noștri șoferi. Numele meu este Pașcan Ratu, lucrez în firma asta de 8 ani de zile și mă ocup cu controlul dispecerilor, controlul camioanelor, tot felul de verificări în birou. Mă poate găsi oricine, șofer, dispecer la telefon 24 de ore din 24, pot să răspund la orice întrebare. Suntem o firmă foarte serioasă, plătim la timp, avem cel mai bun salar probabil din zona noastră. Suntem într-o creștere continuă, firma a început de la 2 camioane și acum avem în firmă în jur de 120 de camioane, 80 ale noastre, 40 subcontractuale. Avem un colectiv tânăr, ne ajutăm unii pe alții, este, să spun într-un cuvânt, distractiv. Este o companie distractivă și serioasă în același timp. Sunt Bianca, lucrez la Euroluc, fac parte din această echipă de mai bine de 3 ani de zile. Afirm cu tărie că este primul meu job serios, locul de muncă de la care nu m-am gândit încă să plec niciodată. Îmi plac principiile după care își organizează această firmă activitatea, seriozitate, corectitudine și promptitudine. Dintre toate persoanele din această companie, după dispecer, eu iau cel mai des contactul cu colegii noștri șoferii, pentru că mă ocup de partea lor de a le acorda avansuri, de a le face plăți pentru ei, de partea de documente, ceea ce țin de contractul de muncă, de adeverințe, de salariat, cu asigurat, dacă au nevoie pentru familie, diverse documente. Vreau să rămân în cadrul acestei companii, deoarece activitatea este diversă de la an la an. Nu intervine rutina pentru că apar noi reglementări, apar noi cerințe, apar noi tehnologii. Sper ca aceste tehnologii să nu-mi ia colegii din birou, dar în principiu nu cred că activitatea de transport se poate reduce doar la tehnologie. Îmi place foarte mult dinamica. Transportul e o activitate dinamică și eu, ca fire, chiar dacă fac contabilitate, stau la birou, sunt destul de energică și nu mi-ar place un job care să intre într-o rutină din care nu mai ieșim. Merg, plec de acasă, îmi propun să fac 10 lucruri, fac 15 lucruri, dar diferite de cele 10 care mi le-am propus. Și asta e foarte bine, că nu mă plictisesc niciodată. 3 motive pentru care s-ar angaja cineva ca șofer la Euroluc. Oferim suport 24 din 24. Nu există niciodată să fie weekend să nu răspundem la telefon sau să, dacă are cineva o problemă, o nemulțumire, o neclaritate, să nu vorbim cu el, să încercăm să o lămurim.
Al doilea lucru este siguranța locului de muncă. Nimeni nu este dat afară fără să se discute cu el, să încercăm să găsim o soluție de a păstra legătura contractuală. Și cel de-al treilea criteriu, care sigur e important, foarte important, e siguranța financiară. Bună, sunt Georgiana, sunt dispatcher la Euroluc. Pentru mine fiecare zi e o provocare. Pentru mine fiecare zi găsesc ceva nou de făcut și planurile de viitor includ ziua în care sunt. Pentru că niciodată nu știu ce mi-aduce următorul telefon pe care îl primesc, niciodată nu știu ce se poate întâmpla, pentru că nu suntem acolo să-i vedem pe colegii noștri. Și lucrul ăsta, cred că în ăsta constă viitorul. În prima instanță a fost foarte, foarte greu. Eu, ca femeie, intru în domeniul al bărbaților să mă impun, să primească atât sfaturi cât și obligații din partea unei femei. Dar cu timpul s-au obișnuit cu mine, eu m-am obișnuit cu ei, să spunem așa, și am creat o legătură. Dacă îți faci treaba cu plăcere, adică mai vine și pasiunea pentru ceea ce faci, lucrurile se văd total altfel. Salut, mă numesc Cosmin, sunt în companie de aproximativ 3 luni de zile. Un domeniu total nou pentru mine. Sunt venit după 8 ani de zile din străinătate și întâmplarea a fost să mă întâlnesc cu o colegă care lucrează aici. Nu căutam ceva anume, am înțeles că se cerea o limbă străină de vorbit. Și pentru că știam bine engleză, am zis de ce nu. Am venit și încă sunt aici. Eu nu-i văd pe șoferi ca pe niște cifre, văd ca pe niște oameni care, pentru că în domeniul ăsta totul este pe timp. Trebuie să fii la o anumită dată, la o anumită oră, terminalele se închid, clienții așteaptă. Eu le spun să încerce să-și facă treaba cât mai bine posibil, pentru că asta încerc și eu aici. Și dacă pot să-i ajut, să-i ajut și dacă ei pot să mă ajute pe mine, să mă ajute. Sunt Piticar Florin, administratorul parcului auto Euroluc Trans. Venim în ajutorul șoferilor cu mecanici specializați și cu serviciu mobil de care dispunem și încercăm să vedem problema cât mai rapid și mai eficient. Faptul că am lucrat ca șofer o perioadă de 15 ani de zile mă ajută să vin în întâmpinarea șoferilor pentru a găsi soluții. Narcisa și sunt director economic al companiei Euroluc Trans. Alături de colegii mei, am reușit să dezvoltăm afacerea cu devotament, perseverență și multe sacrificii. Pentru că mă interesează circuitul drept și sigur al activității pe care o desfășor alături de colegii mei, vreau să vă asigur că munca pe care o depunem împreună este una fructuoasă, care aduce multe beneficii și împliniri. Pentru mine, Euroluc Trans este o familie frumoasă, este o familie numeroasă, un loc unde ne sprijinim reciproc și un spațiu unde atât bucuriile, cât și greutățile sunt mai ușor de împărtășit. Când spun Euroluc Trans, spun eficiență, spun unitate și spun seriozitate. Suntem bucuroși și mulțumiți că în urma muncii în echipă, o muncă dinamică și profesionistă, primim feedback-uri pozitive din partea clienților noștri. Bună ziua, mă numesc Lucian Sergiu, am 31 de ani și sunt general manager al companiei Euroluc Trans din Suceava. Am pus bazele acestei companii în 2009 cu un singur camion, iar acum deținem o flotă de peste 80 de camioane. Ne mândrim cu realizările noastre și cu încrederea pe care am oferit-o deja companiilor din Europa. Acționăm și transportăm containere maritime din cele mai mari porturi ale Europei, precum Rotterdam, Hamburg, Antwerpen sau Zeebrugge. Din 2014 am început achiziționarea de camioane noi, dotate cu cele mai noi sisteme de siguranță, confort și echipamente care ne sunt nouă necesare în transportul de containere. Transportăm toate tipurile de container, începând de la cele de 20, 30, 40, 45 de picioare. Iar în ultimii ani
am început să transportăm și containerele cisternă, bulk. În birou avem o echipă tânără, profesionistă, șoferii noștri sunt susținuți 24 din 24 de către dispecerii noștri și de către echipa tehnică care este la dispoziția lor pentru orice problemă apare. Am reușit să simplificăm munca șoferilor, dar și a dispecerilor prin montarea de sisteme GPS și comunicare prin aplicații pe telefonul mobil. În felul acesta, am reușit să devenim mai eficienți, să avem angajați mai puțin stresați și clienți mai mulțumiți. Atât marfa, cât și camioanele sunt asigurate de către companii recunoscute la nivel mondial. Pentru că suntem într-o continuă dezvoltare, așteptăm alături de noi oameni serioși, ambițioși, care vor să învețe lucruri noi și dornici de venituri substanțiale. Cred cu tărie că atributul ce ne definește cel mai bine este seriozitatea, iar cartea noastră de vizită este rapiditatea și promptitudinea. Euroluc Trans. It's time for you to drive with us.